cu el, Alexandra și Codruț, ce n-ați făcut o oarecum alianță ca să-l atacați pe Comuni? Ai, asta nu mai știu ce. Speciaturile voastre se vede că sunt fake dintre tine și Marinescu? Dar nu sunt fake. Așteaptă. Se vede că sunt fake din cauza faptului că tu te ceri cu el, după aia te pupi înainte să pleci în Dominicană. Tu te duci, te definește plânsul, știu, după aia începi să râzi. Adică știu ce de... zici, știu ce zici, dar e complicat și pentru mine. El aici spune că nu vrea să fie cu mine. Dar vorbește mult mai tare. Știu ce zici. El aici, în casă, spune că nu vrea să fie cu mine și afară, pe unde mă prinde, vrea să mă pupe și să mă ia în brațe. Și nici eu nu înțeleg. Păi și de ce nu vorbești? De asta, de asta. Ce să vorbesc? N-ai văzut că am încercat ieri să vorbesc cu el? Păi și atunci de ce-i permis să te ia în brațe și să te pupe? Dar nu-i permis. Cum nu-i permis? Că vedeam că-i permis. Acum nu-i permis. Nu, nu-i permis. Nu-i permis, dar... Dar tu ziceai că nu o să-i permis de mult. De mult o să-i permis. Dar tu tot i-ai permis. Dacă ți-aș spune acum două vorbe dulci, imediat te-ai muia puțin și iar l-ai lăsat. Nu încerca. Încetează. Probabil, nu știu. Și dacă îmi zici mie că da, crede-mă că nu te atac pe chestia asta. Dar n-am zis că mă ataci. Treia, mai ai 4-6 de ore și după aia dai fricii băiatului ăsta. Nu sunt gelos. Ala mi le dai mie? Uite, Andrei, nu mă lasă păi face, pe asta. Asta. Ce faci? La Andrei. Du-te și n-ai nimic de spus. Da, Andrei. Ai îndrăgostit mă după dansul ăla din gală? Ai îndrăgostit după dansul ăla din gală? Ai văzut? Bine, punctat. Ce-ai zis că n-am înțeles? Ai îndrăgostit după dansul ăla din gală? Dă-te mai lângă boxă, că mă doare în gală. Ești cu asta. Ai îndrăgostit? Cred că ea, nu eu. Nu, cred. Stai. Păi uite cum dă cu asta în mine. Păi. Raza, tu! Uite ce râde. Ce rău se simte. Da. Hai mă, glumim și noi, ne jucăm, nu facem nimic. Hai lasă, că-ți place să glumești. Știi cum e? Știu că-ți place să glumești. Să ajungi la inima femeii, trebuie dacă să poată să râdă. Dacă glumești, Andrei, cu tine, îți place și mai mult. Știi ce zic? Da, 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 da. Toată lumea a râs, Radule. Băi nu, ia. Nu. Dar nu l-ai făcut să râdă tu, au râs de tine. Bine, tot tu ești motivul, dar asta e vremea între noi. Romeo! Băi! Lasă că nu iau, să o las. Romica! Romeo? Mă, mai ai văzut-o, mă? Da, frate! Băi, ai văzut-o? Ești atât de drăgostit de Andreea încât a venit ea la tine, nu tu la ea. Am uitat să râd, stai! Am venit aici! Asta e adevărul, gata, mă, am venit aici că mă plictiseai prea tare, tu, Marinescu! Ia, gândi-le, mă, să râd, gândi-le, mă! Mă plictiseai prea tare, mă! Dar niște viața mea, că mi-a arătat prisoarea de limbă de 5 ori! Marinescule! Ce? Marinescule! A arătat prisigura de limbă de vreo 5 ori. Știu că eu am fantezit și cu pirsing. Da, mai du-te! Dar nu mai e mărligat! Nu mai vorbi așa curând cu mine, mă! Și tu mi-ai zis, viața, nu mai faci idiot, că te fac șopătite, nu mai vorbi așa! Nu te suport, ești... Vezi că eu am fantezit cu pirsing în limbă, nu mai vorbi de astea! Ce? Vezi că am fantezit cu pirsing în limbă, nu mai vorbi urât, nu mai faci dobitos pe mine. Păi și cum poți să zici că ți l-am arătat eu când tu l-ai văzut singur, când mâncam? Cum mâncai așa, că ai arătat acum? Doamne, bă, deci, bă, tu ești prea fake. Deci ești mai fake făcut. Ca Adidas pe care îi porți. Am mai zis 200 ai de ori. Ai prins tu glas viața mea. Deci ești mai fake ca Adidas pe care îi porți. Care gagică tu original mâncați așa? N-are nimic, el nu s-a dat niciodată care original. Aolo, dar m-am dat eu viața mea. Eu pot să port fake. Nu te dai că ai, că faci, că treci, că ești cel mai cel, că ești faină. Eu pot să port fake, că sunt originali. Bun, eu că am sunt brand, voi sunteți fake amândoi, ia uite, da, unul. Da, stai liniștit! Ești bun, ce ca sportiva, haide, băi! Stai liniștit că vin într-o pereche de blus pe la rând. Du-te, ce du-te, vezi, poate mai o banană pe dincolo. Ce zice? Ia uite, mă, mă face ea pe mine, caragaz cu patru ochi. Bă, bă, nu te-a făcut, bă. Bă. Bine, te-a făcut, bă. Tu m-ai făcut, cum ai făcut toate iauri. Da. Vezi că mai sunt niște fete pe aici prin casă și cred că ne confunz voi. Andreea, dă și tu drumul, te-a făcut natura. Dă și tu drumul la plita aia. Și nu te-am făcut eu, te-a făcut mama. Prăjește și tu. Prăjește și tu Romeo un nou pe plita aia în cinste. Când ai venit. Da, apucat de sală, vezi că pe fiare Romeo. Casa fetelor te dădeai pe lângă mine, mamă, ce bine stă cu ochelarii. Da, asta mi-a vrut să mint. În limbă, mamă, mamă. Și vreau să fii studenta mea bună, rău. Da, ce-a zis? Ieși afară și lasă-mă în pace. Nu mai veni după mine. Ce vrei? Ce vrei? Nu știu de ce te enervezi. Lasă-mă în pace, că vorbești prost. Păi dacă eu am văzut ceva pe YouTube, am uitat. Lasă-mă, închide subiectul. Lasă-mă în pace cu prostiile tale. Ce prostii, mă, omule? Băi,
mincinos, le ieși afară și lasă-mă. Ce, mă? Ieși și lasă-mă. Mincinos? Da. Mă jur, că m-am uitat și am văzut. Jură-te pe ce vrei tu și ieși afară și lasă-mă. Puta, mă faci mincinos, mă dai. Dacă ești, păi dacă ești. Bă, dacă așa n-am văzut. Da, olă. Da, frate, da, cu ceilalți nu-ți făceai talentele cum ți le faci cu mine. Vrei să te mint? Ieși afară. N-a dat ăla doi bani pe tine și nu făceai așa. Și nu mai vorbi prost. Și eu sunt prea bun cu tine și mă iei la degeaba. Ieși afară, prost, ieși afară. Păi cu ce vorbesc prost? Ieși. Cu ce vorbesc prost? Cu ce? Că tu erai aia care îl sufoca pe ăla, care fugeai după el, tu erai aia. Și acum am mai văzut pe mine și sunt bun cu tine și mă iei de prost. De ce? Că sunt prea bun cu tine? O să mai vorbești cu mine când nu știi să poți. Dar ce am zis? Ieși afară. Nu-mi vorbești urmă, dai. Ieși. Mamă, ce dalea bătrânești ai întâlnit. Băi, dacă vrei să te iau la mișto, te pot la mișto 3 zile. Bine, mă. Pe tine. Da, da. Ce... Bă, tu pe mine? Vrei să ne luăm la mișto? La mișto te iau, ia hai. Cum vreau eu, ia la mișto ia hai, te începe. Fac. Nu-mi-e greu de-o vorbesc și te-am amețit. Te fac din cuvinte, nu știi ce te-a lovit. Da, ce trebuie, toată lumea. Mamă, ce dați în mine, băi! Stai, bă, mamă, ce dați în mine, băi! Tu ne cauți. Păi tu dai bani, toată lumea. Gata, băi, pământenilor, că eu sunt de vadă pe... Că nu dă nimeni în tine. Gata, băi, că voi nu sunt extraterestru, nu mai vorbesc cu pământenilor. Altceva nu știe. Ce-a zis? Ce-ai zis? Aia, tu stai lângă el și tu spui că el bă, le bă, ia el a venit aici. Aia, pune-i mâna păi pe și picior. Și dacă ție nu-ți convenea, nu stătei lângă aia. El. Aia. Despre ce vorbim? Aia. Excită-l, pune-i mâna. Lasă-mă, Alexandra. Pune mâna stângă, mă, excită-l un pic. Da, și am băgat. Alexandra! Băi, Alexandra! Te-am deranjat, nu? Că în ultima perioadă, oricum, nu, mai, nu prea ești deranjată. Alexandra! Da! Te-am deranjat, nu? Îmi cer greșeala. Da, Andrei. Din câte am văzut eu, el a venit între ele, că el stătea singur pe fotoliu acolo, ce a zis, hai să mă bag și eu între fete, așa mai stau și eu lângă un fat. Ce, nu, păi a venit în casa fetelor, s-a așezat lângă Sea, după aia a venit lângă, a plecat Sea, a venit lângă rând. Mine și tot așa. La rând. Da, mă, vă iau la rând, că-mi permit. Da. Și voi oricum nu sunteți femei să vă curteze doar unii. Lumea, cu toții trebuie să dau la rând pe voi. Te-au băgat toate fetele în seamă, de bine ce ești. Mame, ești prea bine, Marinescu, pentru casa asta. Ești prea bine, frate. Bine, de ce ai văzut până am dat. Încearcă pe afară atunci, poți să pleci pe afară dacă ai. Gata, bă, că-mi cereți mila, mâncați să vorbesc cu voi. Are mila, tu ne cauți, asta vorbesc. Păi da, de asta vorbesc cu voi, că mi-e milă de voi. Păi nu, păi de asta vorbesc cu voi. Păi tu ne cauți, mă, băiatule, ce ai? Pe tine te-aș căuta, mamă. Eu știu greu că tot. Ți-am zis că ești leșinat după mine. Stai liniștit, că știu. Maria, cum ai putut să stai cu așa ceva? Adevărat, cum ai putut să stai aia cu așa ceva? Ce, mă? Cum ai putut să stai cu așa ceva? Despre tine e vorba. Marinescu, eu zic mai bine să te duci să rezolvi ce ai tu de rezolvat în loc să stai să tragi de niște materiale aici care nu și-au rostul și nu duc nicăieri. Cred că ai lucruri mai importante în spate acolo Alexandra. De rezolvat. Vorbește Alexandra de materiale care Alexandra acum a luat să fie cu codruța acolo, dar se ceartă cu mine. Ai lucruri de rezolvat și le lași așa. Păi bă, dacă eu fac materiale acum, tu nu faci acum cu mine? Eu fac cu tine? Da, nu faci cu mine acum? Eu ți-am zis să te duci acolo, dragul meu, să rezolvi ce ai de rezolvat. Dar de ce? De ce? Că tot ce arată pe ecran! Alexandra! Se vede că e supărată și tu stai acolo și te doare fix în nimic! Alexandra! N-are mai el treabă! Tu te îndrept, dar nu vorbesc cu tine, Andrei, te rog frumos! Păi vreau să dau dreptate, că odată ai și tu dreptate! Mulțumesc! Ai, bă, ce glume ai! Eu vreau de la Andreea doar limba, tu nu vreau altceva, nu-mi place altceva! Stai liniștit că m-ai mușcat de vreo două ori! Dacă vrei, o las! Dacă vrei, poți să... O las să-ți dea picioarele. Te-aș mușca și de viața mea pe tine. Ce? Te-aș mușca și de viața mea. Poți să... Să... Îți... Care, mă? Ăla, știi tu care. Da, la urât. Când nu mai ai subiecte, ce zici? Când nu mai ai subiecte, dai în toată lumea și habar n-ai de capul tău. Ești pe altă planetă, Doamne. Asta e ca să nu mai vorbești prost. Asta e ca să nu mai vorbești prost. La vorbă, iau la vorbă. Nu, stai, nu cu suc. Ia nu-ți arna cu suc, nu cu cola. Păi, dar vezi că m-ai pătat. Nu cu cola. Nu ca asta. Ia apă, ia ce vrei tu, dar nu cu cola. Nu, nu cu cola. Bine, stai să-ți pun apă în cap. Nu, Marinescu, nu cu cola. Un pic, un pic. Nu cu cola în cap.
Bine, nu spun. Oh, că nu spun. Hai că te aștept. Combina cu Seia, mă? Eu m-am combinat. Să mai devreme. Mi-a pus Dumnezeu mâna în cap lui Seia. Că a venit băiatul nou, pentru că deja nu-i mai mergeau astea cu Marinescu și nu mai avea pe cine. Că deja era 8 din 8. Ai înțeles? Și-am luat ești al nouă cum ar veni. Cu ce vorbesc eu prost? Stai mă aici! Dar crezi că eu fac programare? Da. Copruță, mă bătesc pe mine! Auzi, mă? Fac ce simt, băi, iar că voi simți că este momentul, atunci mă ape! Păi că te apăr! Codruț, fac eu cuplu, Codruț! Gata, eu te apăr! Aia! Ai auzit, mă? Ai avut programare și până acum. Fac eu, Codruț, cuplu, no, cu bunata ta! Când voi simți eu să fac, atunci o să fac! Hai că până acum ai făcut numai lucrul pe care l-ai simțit! Am simțit și până acum, tot ce am... Tare ai simțit sau ușor? Am simțit să le fac. Hai! Dar nu tare, nu? Foarte tare. Aia, ești deja. Comunici, nu mai mă nervi pe tine. Te-ai calmat, stai acolo pe scară, unde ești? Bă, Marinescule! Mai și mănâncă. Marinescule! Marinescule, fii atent, fără mișto. Miros, mă? Te rog, vreau să-i arunci pe ea. Eu te rog să-i arunci pe ea. Put? Alexandru! Pute? Ce-ți aici viața mea? Scoc și morți, ce-ți aici? Foc și mor și ții. Scârboz din... Face mirosul, mă! Mergea la Prăcila, v-a spui în ei! Băi, scârboz rău de tot, mă! Băi, ce-și cu limba? Avea așa... Bă. Ce faci, mă, acolo, mă? Vino, mă, coace, te aștept! În spatele... A? Unde-i, mă? Ce nu stai, mă, vino, coace, mă, că nu-i spate. Dă-ți tocurile jos! Eu nu plec, mă, aici, mă, e... Bă, Marinescu! E sile! Dacă nu-i arunci pe ea! Da, mă. Mortăciunile alea? Tu te ce pune leu de unde le-ai luat, mă? Mamă, dar câte animale mor când treci cu ea pe lângă pe stradă? 300.000, vezi că băgai nasul, nu te mai săturai de miros, vezi că miroase a parfum. Dar niște că mi-a căzut părul din asta. Da, am văzut că dacă nu-ți plăgea cu miroase, nu mai băgai de 10 milioane de ori nasul, îmi pare rău. Uite, mă, că mi-a fugit nasul din loc. Când adevărat, da, așa și văzut. Picioarele, îți plac picioarele și mirosul. Ești cu Alexandra, Alexandra, mai știi că te-ai zis? Da, Marinescu. Să știi că și eu am putut să fiu model de picioare. Ce picioare viața mea, că ai degetul mic mai mare decât ăla mare. Vrei să-l pupi? Hmm? Ce să pup? Hai. Vino încoace. Nu mă că pup. Marinescu, un Adidas? Ai sevă de picioare. Dar nici mult nu mai avea. Marinescu! Bă, ți dau la probă și pe ăștia dacă vrei. Haide, mă! Care, mă? Ăștia cu care fac schimbul de ulei, care ce comunici. Mea, dacă îi dai pe aia jos din picioare, este biohazard aici. Culoarea am pe talpă ca și culoarea ta din păr. Nu băga pieptul în față că ai făcut călcâie astăzi. Ia-l de mânuță, ca doi frățiori. Oricum sunteți amândoi. Te invit aici, nu vei regreta. Hai, Marinescu, în viața mea. De ce mi-ai pus frutul? Mă pup! Adriana! Hai, ieși de aici! Adriana! Hai, ieși, ești o dulce! O, Alexandra! Am pe mine? Da, hai, du-te! Mama mea, un picior! Un șomul! Dă-i una în... Hai mă, du-te acasă! Bă, tu n-au să-i... cu treci! Codruț! Ce? Codruț! Ce-i? Pentru că mi-a pus portocala asta în cap, o să zic tot ce a făcut ale... În Dominicană! Hey! Tot ce a făcut o să zic! Hai, creștem, hai! Tot! Hai, hai în grădină, hai! Tot o să zic, jur! Tot ce a făcut Alexandra o să zic! Hai! Da! Începând de la ce? Păi hai! Începând de la A până la Z. Aia! Ce vrei, Codruț? Ce vrei? Ai terminat 6 clase? Da. Mă bucur. Alexandra! Alexandra! Da! Uite pe Andrei, Andrei s-a Alexandra! Da! Ai terminat 12 clase? Băi, ia mă, te înghesuiți sus acolo. Andrei, dacă tot vrei să vii cu ceva, vină cu ceva viață. Nu, dar n-am înțeles de ce tot strici pe aia. De ce o strici pe aia? Că aia știu că are foarte mulți ani de școală în spate și vreau să-mi predea și mie lecții, să-mi văd și eu. Ce? Îți predau dacă vrei. Îți dau eu, vină la mine. Suntem colegi și vreau să mă ajute. Hai, vină să-ți predau. La mine că îți dau eu. Ce să-mi predai? Îți fac programare seara asta, vrei să-ți predau? Acela dentist? Băi! Te văd să-ți fii! Bă!
Uite de ce. Dar cine a dat, mă? Hai că ești bine, că mănânci. Mă rog, că mănânci. Urcă-te pe masă, urcă-te pe masă și acum faci becul cu lustră, cu tot. Dă-mă că-l fac eu. Pune-mă ăsta, să spune. Merge, mă. Pune-mă ăsta și... Doar că ai trebat puțină. N-are mâniști. O să dar masca asta! Bă, acolo trebuia să fie pus cămăniștul, să dea cam pe mai mult. Cămăniști? Hai de fa! Bă, instalator! Bă, și instalator în casă. Știi să pui un bec? Să pui un bec? Bă, știi, mă, să pui un bec? Bă, are respect clase, mă, știe. Să-l înfileteze. Pune-mă... Lasă-mă dezlegat. Hai, mă, aș te aranjez să pui un bec. Nu ăștia pantaloni. Acum... Hai voi! A, nu s-au făcut instalațiile astea române. Acum spune reflectorul ăsta, vreau să dai un concert aici la noi. Nu-mi plau în sărăcire. Comănicii agățat acolo. Ce mă de trece așa repede? Ce tâmpenii faceți, comănicii, cauți cu lustra în brațe, comănicii. Dar româna domnișoara Cristina era pusă prost și a vrut să o aranjez un pic, nu-mi plăcea. Acum te ocupi și cu decorul. Am făcut de astea, domnișoara Cristina, la viața mea un bec, nu pun de bec. Eu cred că tu vrei să faci tot ce se poate face într-un show, atât pe partea tehnică, cât și pe decor, content. Există oameni în emisiunea asta care își arată talentul. Care-i cântăreț, care-i dansator, care-i ce... Eu vreau să arăt aici că sunt bun la instalații. Așa, instalator. În cazul în care mă vede cineva din România, vă pup, românilor. Măi, dar nu instalezi panica, rest e în regulă. Ne distrăm, ne amuzăm, dar trecem și la lucruri mai serioase. Că slavă Domnului, atâtea. Foarte mult. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.